trecut în viețile fiecăruia dintre noi. E vorba despre inteligența artificială. O găsim peste tot, în orice am face, legat de internet, legat de YouTube, legat de un site. Peste tot este inteligența artificială și de asta din ce în ce mai mulți copii se îndreaptă către acest domeniu. E fascinant pentru ei. Fundația Dan Voiculescu împreună cu cei de la IT Level a organizat un workshop gratuit pentru copiii pasionați și Adina este chiar acolo să ne zică mai multe informații despre acest proiect. Neața, Adina! Neața din nou, dragilor, aproape că o să dau și eu buzna să mă înscriu pentru acest workshop. Până pe 4 noiembrie sunt înscrierile, iar workshopul are loc pe 6 noiembrie, iar copiii, pentru că ei sunt cei mai fascinați de acest domeniu, pot să participe gratuit la acest workshop și vorbim de foarte multe elemente ce țin de inteligența artificială pe care nici măcar nu le conștientizăm și tocmai despre astea vreau să vorbesc acum cu Alexandra Moloiu, IT, trainer IT la acest workshop și expert în inteligența artificială. Neața, Alexandra! Bună dimineața! Vreau să vă spun că în viața de zi cu zi folosim inteligența artificială fără să ne dăm seama. Spre exemplu, și deblocarea telefonului este inteligentă pentru că folosim recunoașterea amprentei sau recunoașterea feței. După ce deblocăm telefonul, folosim, spre exemplu, e-mailul, care prima dată filtrează mail-urile utile de cele inutile, spam, non-spam. Putem să folosim alte aplicații, cum ar fi YouTube-ul, care are un sistem de recomandare, ne învață cumva videoclipurile de care suntem interesați și ne recomandă în domenii similare. Folosim, bineînțeles, diverse aplicații pentru fotografii, în care ne poate detecta fața, ne poate înfrumuseța sau adăuga diverse elemente pe fața. Asta o să vedem și mai târziu cum funcționează. Este important ca cei mici să aibă contact cu cât mai multe elemente ce țin de inteligența artificială pentru viitor. Cum va arăta viitorul nostru grație inteligenței artificiale? Este tehnologia viitorului. Momentan este intensiv cercetată de către Google, Tesla, Facebook, NASA și multe alte companii multinaționale, care încearcă să creeze sisteme cât mai perfecte de self-driving cars, spre exemplu. Am lucrat la probleme de mașini inteligente anii trecuți sau probleme de robotică pentru explorarea altor planete, spre exemplu, vorba de NASA. Și în medicină am văzut că se folosește inteligența artificială și poate că nu vor să devină ei copiii neapărat niște dezvoltatori de programe web, dar vor ajunge să folosească inteligența artificială în multe alte domenii, spre exemplu în medicină, pentru diagnostic este folosită și acum. Acest interes al copiilor poate să fie fructificat în viitor cu siguranță, iar acest workshop este un început. Ce o să învețe practic la acest workshop? O să vadă ce este inteligența artificială, ce presupune, în ce domenii poate fi aplicată, pentru că există o gamă foarte bogată, medicină, vedere artificială, traducere automată și multe altele. Și la final o să vadă că folosind limbajul de programare Python, care este deja studiat în școli și în momentul de față este cel mai folosit în universități și bineînțeles și în companii, pot să creeze aplicații foarte ușor, inteligente. Folosim, bineînțeles, și algoritmii inteligenți pe care o să-i explic atunci. Și după workshop, ei o să aibă acces la cod, pentru că totul este online, și o să-l pot dezvolta. Spre exemplu, să creeze ei stickere noi pe care să le adauge pe față sau să folosească stickere de pe internet. Și, bine... Mulțumesc tare mult, Alexandra. Ceea ce vedem acum pe ecran este într-adevăr o joacă de care noi ne bucurăm grație aplicațiilor care sunt pe chaturile site-urilor de socializare, însă important de spus este că acești copii care participă la workshop vor învăța singur să facă aceste năstrușnicii pe care le-am văzut pe ecran. Înscrierile au loc până pe 4 noiembrie, iar workshopul are loc la ora 19 pe 6 noiembrie.
Mulțumim frumos, Adina. Da, cel puțin interesant, cel puțin pentru copii, pentru că e un domeniu care ne afectează în mod pozitiv, zic eu, pe toți, de la jocuri, la chat, la orice facem pe un dispozitiv electronic. Știu că inteligența artificială, asta cred că o știu fără Google, a apărut până în 1956 prin state, a început să studieze ca disciplină, însă a evoluat odată cu evoluția puterii de calcul, pentru că pentru inteligența artificială e nevoie de performanțe ale calculatorului. Hai să vedem ce se mai întâmplă în bucătărie.